Internetul a dat multe posibilități. Și atunci oamenii au învățat simptome. Am avut simptome de durere în piept, durere în gât și atunci noi ne asociem cu infarctul și trimitem ambulanță cu medic, care avem unul singur pe tură, sau de multe ori nu-l avem. Că și ei sunt oameni și au nevoie de concediu de așa și au ajuns și au constatat că era constipație. Am avut apeluri care nu ne-a venit să credem că le avem, de la strânsul șosetelor la picioare și s-au umflat piciorul, la tăiat unghiilor, pentru că mama imobilizată la pat și femeia nu i-a tăiat unghiile. Și a chemat ambulanța să-i se taie unghiile? Da, da. Și foarte agresiv, adică de ce nu trimitem? Până, bine, povestea cu cerutul pizza e știută. Avem clienții noștri care avem zeci de apeluri și când încep să sună nu se mai opresc, care sunt nejustificate și la care de multe ori nu putem să trimitem. A sunat un număr și dacă sună frecvent? 11-12 ori într-o zi. Pe o tură. Stare de ebrietate, pe fund de stare de ebrietate.